Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Laura Hackman, a declarat că în grădinițele din Suceava sunt 411 unități pentru cei 24.344 de preșcolari care merg la grădiniță în această toamnă. Dintre aceștia, 3.726 sunt înscriși în cele 20 de unități de grădiniță cu program prelungit. În județul Suceava, totalul de copii înscriși este de 3.025. Aceștia vor fi repartizați în 116 grupe. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Laura Hackman, în municipiu există 9 grădinițe cu program redus, iar 5 dintre acestea au program prelungit. La acestea din urmă sunt înscriși 1203 copii, restul urmând a fi repartizați la celelalte grădinițe. În conformitate cu calendarul înscrierilor la grădinițe, la nivelul județului Suceava s-au înscris copii pentru locurile alocate, însemnând 24.344 de copii cuprinși în evidențele noastre, pentru 411 unități de program normal și 20 de unități de program prelungit. La nivelul municipiului Suceava s-au înscris 3.025 de copii, dintre care 1.203 pentru program prelungit, ce vor fi cuprinși în cele 9 grădinițe. Recent, Consiliul Județean Suceava a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului propuneri pentru construirea a 61 de creșe care ar urma să deservească 3.600 de copii. Este un proiect ce se desfășoară la nivel național, Suceava urmând a primi finanțare pentru 61 de unități. Tot în baza unor proiecte propuse și finanțate din Ministerul Educației, județul Suceava va avea și 21 de grădinițe noi, cu o capacitate totală de 710 locuri. Toate aceste imobile vor fi realizate după un proiect tip și construcția lor va fi finalizată într-un timp scurt. Autoritățile sucevene precizând că în 2012 părinții își vor putea înscrie copiii la aceste creșe și grădinițe.